Total FM. Mai mult decât fotbal. 11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Eu v-am spus, ce e salat, eu ban la fotbal, nu mai bag. Da? Vă las echipa, vă distrați voi cu ea. Vă distrați între voi. Las pe Boroi, pe cine vine, pe Tal, pe ăla, pe... Să bagi ei bani la Steaua, eu bani nu mai bag. Eu dacă nu mă duc în cupele europene, eu trebuie să bag 10 milioane. 10 milioane la fotbal eu nu bag. Eu 10 milioane dau lui Hristos, nu bag la fotbal. Că dacă mă duc în Champions League, eu iau 25 de milioane de euro. Dacă mă duc în, asta, în Liga Europa, eu iau 7 milioane de euro. Dacă nu mă duc nicăieri, trebuie să dau 10 milioane. Vă dau voi, echipa, să vă distrați voi cu milioanele astea câte le aveți voi. Să împrumutați bani, să vă duceți să căutați unde vreți. Eu bani la fotbal nu mai bag. Eu m-am săturat. De ce să dau afară pe Reghe Camp? Pe Reghe Camp eu l-am adus de milă. Ce să dau afară? El m-a adus echipa de pe locul 6, unde m-am dus-o eu, cu Mirel Rădoi, cu sfaturile de pușcărie ale lui Meme. A adus echipa pe locul 6 și el a adus-o pe 2, Reghe Camp. Acum eu să-l dau afară. L-am adus de 2 luni. Sau de 3 luni. Eu l-am adus de milă, v-am spus. Mi-era milă de el, săracul, că s-a dus acolo și bătea soarele în cap. La Barabi. Stătea călare pe o cămilă de-aia și se uita după ziua de ieri. Și mi-a fost milă. Am fost la biserică, am vorbit cu preotul. Mi-a zis, prea dur pe Reghe în camp ăsta. Înapoi, dă-i și lui o pâine. Poate așa vrea Hristos. Dacă vrea Hristos, zic, l-aduc. Dacă vrea Hristos, câștigă și campionat. Pierde Astra la Târgu Mureș. După aia are o pasă proastă, câștigă Becali campionatul. Dacă vrea Dumnezeu, câștigă. Dacă nu vrea, Becali nu mai bagă bani la fotbal. E, cam asta ar fi. Într-un scurt interviu cu Gigi Becali mai devreme, de altfel interviu utilizat peste tot în presa noastră. Toată lumea este la curent cu declarațiile lui Gigi după partida de ieri. Steaua Dinamo 2-2. Steaua a avut meciul în mână, a deschis scorul repede, dar a fost în două rânduri egalată. Sigur, și după ce Borceanu a fost dat afară roșu direct, un fault inutil, un cartonaș roșu meritat, recunoscut și de Becali. Dinamo, într-adevăr, de nebătut în acest sezon de către Steaua. Bine că s-au terminat meciurile Steaua-Dinamo, că cel puțin nouă nu ne aduceau nicio bucurie. Finala cupei, Dinamo, mare favorită, probabil cu CFR Cluj, o echipă mai serioasă decât ASEA și mai solidă un pic. Parcă ar fi mai interesant un Dinamo CFR decât un Dinamo ASEA. În orice caz, astăzi de la 20:30 la Cluj, cele două echipe din Transilvania se întâlnesc în manșa retura semifinalei. A fost 0-0 pe Transil la Târgu Mureș în tur. Clujenii, bineînțeles, pornesc cu prima șansă, chiar dacă ei sunt în play-out-ul campionatului, iar ASEA este în play-off. Tendința este totuși că CFR-ul e o echipă mai bună în momentul de față. Anul trecut s-ar fi pus poate altfel problema, dar în acest an nu. În orice caz, Steaua se poate consola dacă va avea și un arbitraj maison, așa, să câștige finala Cupei Ligii cu Concordia Chiajna la Sfântul Așteaptă, când va avea loc meciul respectiv, că ai noștri nu știu să-l fixeze. Pentru noi, un campionat european înseamnă bramburirea sezonului. Noi nu avem date în calendar, că, spre deosebire de alții, timpul românilor se scurge altfel. La noi, ziua nu e formată din 24 de ore. Deci, e mai greu, înțelegeți și pe ei, să fixeze, să facă un calendar.
Cai noștri sunt buni numai la cârciumă. Nu să se apuce și de treabă. Dacă s-o juca vreodată această finală, la începutul sezonului viitor, când o fi, o competiție până la urmă care nu are legătură cu UEFA, nu este practic sub girul UEFA, această Cupa Ligii, poți să o programezi când vrei tu, este la stadiu de experiment în România, nu conduce în cupele europene, îți aduce niște bănuți, dacă iei și pe aia, sigur. Și mai rămâne campionatul, unde mai sunt încă 3 etape și vom vedea dacă Steaua va termina măcar pe poziția a doua. Avem un ascultător. Alo? Să trăiți! Să trăiți, domnul Radu. Da. Din București. Mă auziți? Mă aud. La seara a fost roșu, făcut câte să zice că am ascultat meciul la radio și Barça aseară 8-0 ăla. Da, bun. Despre ce vreți să ne vorbiți? Să vorbim, mă amândesc despre meciul Barça cu Gijón, de aseară 8-0. Păi n-a jucat cu Gijón, urmează să joace cu Gijón. Cu cine a jucat aseară 8-0? Da. Până cam... Urât? Da, a jucat cu Deportivo, da. Da. Bun, mulțumim de intervenție. N-aveți nimic să ne spuneți și în aceste condiții sigur că trebuie să închidem. O să vorbim și despre meciul Barcelonei la Deportivo, 8-0. Citeam că Messi nu s-a prezentat astăzi la antrenament. Probabil că avea un drum de făcut în altă parte. Cert este că nu numai el, dar și cu echipierii săi au găsit până la urmă bombonelele respective. Le-au regăsit și le-au luat pe toate. Au zis, și așa celelalte meciuri pe care le mai avem sunt pământ de flori, trebuie să câștigăm în deplasare cu La Coruña, au câștigat, au luat. Să zic că au luat tot sacul. Tot ce au mai găsit, au dat pe gât, i-au bătut pe ei, au și uitat că făcuseră blat cu ei sezonul trecut, măcar să nu-i umilească de data asta, dar se pare că n-au mai ținut cont de nimic, erau atât de nervoși încât... A uneori să știți că efectele secundare sunt interesante, ca să nu spun chiar periculoase în astfel de situații. Are site-ul echip niște reclame la hamburger de trebuie să-l închid. Ți se face o foame așa. Bun, la noi așadar insolvență sau faliment, a declară Gigi Becali, a devenit un fel de George Copos, mai sinistru Gigi Becali. Ăla, George Copos, era doar prost și mincinos. Ăsta e și sinistru. Adică asta cu vând echipa, intră în faliment, intră în insolvență. Spuneți-mi și mie ce a câștigat sau ce a învățat Becali din perioada de pușcărie. Că atunci când a ieșit, parcă era piedone după colectiv. Ne-a spus că e alt om, că el e numai cu Hristos, că el nu mai vorbește. Că, păi aceleași tâmpenii spunea și înainte. El lasă echipa, el dă echipa. Băi, Brenea, Gigi, tu știi de câte ori a vândut Copos Rapidu? Da, ajunsese la 32 de vânzări fictive la un moment dat, nu l-a vândut niciodată. E adevărat, am scăpat de George Copos, nu mai aude nimeni de el, s-a dus. După ce a scris aia despre Cantacuzini și a vândut un tiraj pe care l-a cumpărat chiar el, a dispărut din peisaj George Copos, însă rămânem cu Becali. După fiecare eșec, Becali ori vinde Steaua, ori o dă cuiva degeaba, ori o bagă în insolvență, ori o dă lui Hristos. Asta aflăm de fiecare dată. Ce fotbal este? Fotbalul este plin de victorii și de înfrângeri pentru toată lumea. Nu poți după fiecare meci să vii să plângi practic. Asta e o voicăreală de om simplu și amărât. Da, că iarăși nu știu ce, iarăși m-am săturat, iar da, nu poate câștiga nimeni la fotbal. De-aia și râdeam de el cu zilele trecute cu Barcelona. Dacă Barcelona ar fi fost condusă de Gigi și ar fi avut asemenea parcurs să piardă 4 meciuri în 5 jocuri, ce făcea Gigi? Mai avem un telefon. Alo? Alo? Să trăiți! Salut, salut, Radu, mulțumesc, acum am mai lăsat doar câteva minute să aștept.
Asta depinde de context, nu-i nimeni favorizat aici. Depinde de context. Știu. Acum două zile a stat 30 de minute. N-a fost nicio problemă, nu e nicio problemă. E bine, 30 de minute e onorabil. Păi era, dacă mai stăteam puțin, păi am prins și pauza de publicitate. Bine, dar măcar poți să asculți în timpul ăsta. Păi am ascultat. Păi, asta e important. Radio-ul din mașină foarte bine și te-am ascultat în telefon extraordinar, n-a fost nicio problemă. Bun. Da, zi-mi și mie, am văzut săptămâna trecută, cred că pe vineri sau pe sâmbătă, pe TV Stanc un reportaj despre OM. Și, mă rog, scria, spunea că Madame Louise Dreyfus așa vinde clubul, nu știu ce, și că suporterii au făcut ceva gen Barcelona, cu subscripție, cu socios, cu chestii de-astea, știi ceva? Nu e nimic concret. Ar vrea să facă, dar deocamdată nu este cadrul legal și n-au cum. Până una alta, clubul n-a fost vândut. Madame Dreyfus a declarat că îl vinde, dar asta nu-i greu. Și Gigi zice că dă steaua după fiecare meci, dar vedeți că nu o dă. Nu-i greu să spui vând. Așteptam să fie, chiar dacă e femeie, să fie totuși un pic mai serioasă în declarații, sau mă rog. Păi nu. A fost serioasă acum în declarații. Acum dacă vine cineva și dă banii pe care îi cere multă. Ba da, îl dă, dar nu vine. Asta am explicat și eu de multe ori. E destul de greu să cumperi un club în Franța în momentul de față, pentru că îți trebuie cel puțin 1 miliard de euro. Păi ce credeți că e așa de simplu? Pretenții sunt cu carul, dar când e vorba să dai bani, păi cine ar da 1 miliard de euro? Atâta trebuie ca să faci un club la nivelul ăsta. Da, mă rog, păi și atât e 1 miliard, atât cere pe Marseille? Nu, dar atâta trebuie, am făcut socotelile. Fără banii ăștia, îl cumperi degeaba. Pentru că dacă îl cumperi ca investitor în momentul ăsta, Dreyfusii sunt de 20 de ani proprietari. Deci dacă tu vii să cumperi în momentul ăsta, pentru ce îl cumperi? Ca să îți bați joc de el? Vii ca să faci performanță, nu? Dacă vrei să faci performanță, îți trebuie 1 miliard. Păi în primul rând îți trebuie deci 100 de milioane cât cere Madame pe club. Da? El a fost auditat, da? Și să-ți pare că valorează undeva între 100 și 135 de milioane. Deci suma e corectă, da? Madame cere 100 de milioane. Se pare că ar lăsa din preț. Dacă omul e serios, îi poate da la 70-80 de milioane. Bun. După aia îți mai trebuie 40 de milioane care-s datoriile la sfârșitul acestui sezon. Nu datoriile, pierderile. Deci îți trebuie 40 de milioane, alea sunt bătute în cuie. Alea nu pot fi mai puține. Deci mai dai 40 de milioane pe lângă alea 70-80. Da? 110-120 de milioane. După care nu mai ai niciun jucător, că din vară echipa rămâne cu 3-4 fotbaliști. Restul sunt la sfârșit de contract sau împrumutați. Așa. Deci trebuie să te apuci să faci lotul. N-ai cum să faci echipă în momentul de față la Marseille dacă nu bagi undeva la 70-80 de milioane vara asta. Păi bun, stai puțin, dar la centru de junior nu au, că nu este nimeni. Sunt campioni, că sunt... Nu. Păi am mai povestit asta. Sunt de la categoria, nu poți să-i duci la prima echipă, că retrogradezi. Deocamdată n-au nivelul pentru ligă. Da? Fără 70-80 de milioane nu scoți, n-ai șanse să te califici în cupele europene la anul. Da? Deci asta e o primă fază. După care, asta înseamnă deja 200 de milioane. Suntem de acord, da? Da. Bun. Atenție! Ca să poți să cumperi clubul de la Dreyfus, care au semnat un protocol cu primăria 96 când l-au achiziționat, noul proprietar trebuie să angajeze că stă 5 ani. N-are voie să se angajeze pe mai puțin. Dacă nu se angajează pentru 5 ani, nu are dreptul să cumpere clubul. Așa a fost înțelegerea. Da? Deci dacă tu semnezi, te angajezi că depui garanții pentru 5 ani, nu vorbe, nu e ca la Copos aici. Trebuie să devii garant că ești solvabil, că ai afaceri care îți merg, că se auditează, să face o comisie de audit, dacă ești solvabil, dacă Madame Dreyfus cu hoarda ei de avocați îți dă girul, atunci vorbești cu primarul, dacă îți dă girul și ăla, te angajezi pe 5 ani. Ok, pe 5 ani dacă te angajezi, dacă tu bagi 200 de milioane dintr-un foc pe primul an, îți mai trebuie cel puțin încă 200, dacă nu 300 în următorii 4 ani, ca să ții clubul. Atenție, imediat cum echipa nu merge în cupele europene, la masa salarială și la tot ce ai, trebuie să mai bași 30, 40, 50 de milioane. Deci noi am făcut o socoteală între suporteri,
Un miliard de euro îți trebuie pentru 5 ani ca să vizezi ceva. Da, bine, mă rog, cred că suma e exagerată. Nu e exagerată deloc, ca să te bazi la titlu, ca să te bazi să câștigi o cupă, păi ca să te duci în cupele europene. Un miliard de euro, dar în ăștia 5 ani clubul mai produce și el ceva, da? Nu, să știi că nu prea produce. De exemplu, Dreyfus i-au băgat miliardul de euro, dar nu l-au mai scos. Păi și atunci de ce mai cumperi? Păi asta spun. Aici ai problema. De aia nici nu l-a cumpărat nimeni de 20 de ani, vedeți? N-a mai trecut aici... Vrea să vândă de 20 de ani? Nu, dar de 9 ani de când a murit bărbasul vrea să vândă, iar bărbasul la rândul lui, înainte să moară, că leucemia l-a ținut vreo 3 ani, deci înainte să moară a mai vrut și el să vândă. Deci clubul e de vânzare grosomodo de vreo 10 ani. 11 ani. Da? Da. Nu l-a cumpărat nimeni pentru că nu sunt condițiile foarte ușor de îndeplinit. E și o fiscalitate greu de combătut în Franța. Dacă tu achiziționezi un jucător, că trebuie să iei niște scule, mă. Dar nu poți să continui ritmul ăsta. Trebuie să aduci jucători. Aduci unul de la Porto, aduci unul de la Benfica. Păi plătești dublu salariu cu fiscalitatea care e în Franța. Da? Deci numai un investitor cu foarte mulți bani. Uite, Monaco a ieșuat. Au venit ăia cu bani, s-au retras, gata, proiectul ăla cu Falcao, cu ce-și luaseră ei, n-a ținut. Ok, s-au retras, dar au și jucat în cupele europene, au ieșit pe locul 2, au luat pe Falcao. A fost o întâmplare. Da, a fost o întâmplare. L-au vândut pe Martial, vezi? L-au vândut pe Martial cu 80 de milioane. Da. Și-au recuperat investiția. După părerea mea, pe clipul aia de la Manchester United. În fine, ideea este că Monaco nu are nicio certitudine, de exemplu, că la anul termină în primele 5. Adică, hai să fim serioși, la lotul pe care îl are, la nivelul pe care, de fotbal pe care îl prestează, astea nu sunt garanții. OM, dacă era în locul lui Monaco, nu făcea rezultatele astea, pentru că mai ciupeau arbitrii, hai că Monaco mai are un pic de clemență. Acolo are fiscalitatea din Principat, care e diferită de cea din Franța, îți permite, ai o marjă de manevră. La Marseille e mai greu, trebuie să umpli un stadion de 67.000 de locuri, trebuie să ai 40.000 de abonați, trebuie să îi mulțumești pe aia, că dacă nu ți se urcă în cap. La Monaco n-ai pe nimeni. Deci nu există. În tribune vin doar de ăștia care fumează un trabuc, după aia se duc la casino, nu se omoară. La Marseille îți dă în cap dacă nu câștigi. Deci nu e același lucru. E complicat să gestionezi. E unul dintre cele mai atractive cluburi din lume. Ca istorie, ca pasiune, ca interes. Dar e greu. Îți trebuie într-adevăr să te pricepi. Îți trebuie bani, îți trebuie pricepere, îți trebuie pasiune. Dacă nu le ai pe astea trei la OM, nu reușești. Atenție. Și tu de ce crezi că eșuează proiectul ăsta al suporterilor? Că am văzut că era un nene acolo care a... Da, sunt la curent cu chestiunea cu suporterii, am mai vorbit și eu acolo pe tema asta cu niște oameni. Eșuează, știu că s-a spus, nu-i cadru. În Franța nu există niciun club care să fie deținut de suporteri. OM a avut totuși prim planul, întrucât a deținut peluzele stadionului timp de cât? 30 de ani, din 1986. Practic, de când le-a dat Bernard Tapie, gestionau suporterii peluzele, cele 8 grupuri de suporteri. Acum, din sezonul viitor, le-au pierdut. Pentru că după ultimele evenimente s-a mai schimbat și legislația, așa ceva nu mai exista în Franța, au cedat suporterii finalmente și au predat tribunele, peluzele, adică clubului. Deci, de la anul nu vor mai comercializa. Clubul are stadionul întreg la dispoziție să vândă bilete unde vrea el sau abonamente. Deci s-a făcut pasul ăsta înapoi. Acum ca suporterii să vină să preia clubul e o utopie. Dar îți trebuie niște sume uriașe. De unde să se strângă banii ăștia? În Marseille e un oraș sărac vis-a-vis de ceea ce înseamnă puterea economică europeană. Nu e un oraș cu bani, e un oraș popular. Dar tribunele sunt formate în general din oameni simpli. Ăia barosanii stau la lojă. Restul... Deci din 67.000 de oameni, 50.000 sunt oameni obișnuiți, oameni care își numără banii de mai multe ori până la sfârșitul lunii, ca să vadă dacă le ajung. Nu sunt oameni bogați cei care se duc la fotbal în Marseille. Deci e foarte complicat. Asta e un vis care datează de prin anii 20.
că să cumpere suporterii clubul, să-l dețină, s-a trecut 100 de ani aproape de atunci, nu s-a întâmplat niciodată. Puțin probabil ca suporterii să aibă posibilitatea asta și nimeni nu știe dacă contextul din Marseille este același cu ăla din Barcelona. Nu este în principiu. Nu e, nu. Sigur, e clar, ar fi un dezastru. Șefii grupurilor de suportere, care sunt niște capul de tutti capii de ăștia, sunt oameni greu de, iuți la mânie, greu de temperat în caz de scandal. S-ar risca imediat un tărăboi. Cum n-ar mai merge echipa? Cum ar fi scandal? Asta pe hârtie sună extraordinar, dar nu e aplicabil la Marseille. Am înțeles. Păi și tu, care crezi că e viitorul atunci? Care crezi că ar fi? Viitorul e sumbru, pentru că deocamdată Madame Dreyfus se zvonește prin presă, nu sunt decât zvonuri deocamdată, că ar pleca la sfârșitul lunii iunie în orice situație. Practic ar trece și peste înțelegerea cu primăria. Ea spune, adică nu mai bagă bani. Nu mai bagă niciun ban de la sfârșitul lui iunie până când plătește toate contractele, că ele sunt scadente la 30 iunie. Ci că i-ar fi informat și pe salariați. OM are undeva la 150 de angajați în intern, de ăștia care se ocupă cu diferite lucruri, de la spălătorie până la restaurant, de la contabilitate până la intendență. Sunt vreo 150 de angajați. Site-ul clubului și așa mai departe. Televiziunea clubului. Bă, se pare că ar fi trimis un mail intern, care ne-a parvenit și nouă, suporterilor, și care, în care se spune că până la 30 iunie inclusiv, Madame Dreyfus și-a respectat absolut toate obligațiile. După care, ea n-ar mai sta dacă clubul nu se vinde. Există acum niște șarlatani, Pablo Dana, ăla, italianul care stă la Dubai, vreo două, trei concerne de-astea, niște americani, dar atenție, nu pare să fie niciunul un grup atât de solid încât să se poată înhăma dincolo de, hai să zicem, maximum un sezon. Adică sunt oameni care n-au perspectivă. Fac afaceri, afaceriști au mai mișunat în jurul clubului, dar Olympique de Marseille nu se conduce ca o instituție obișnuită. Deci nu este o întreprindere. E mult mai complex decât atât. Așa că viitorul e sumbru, pentru că Madame Dreyfus, dacă lasă clubul pe 30 iunie, probabil că va veni un aventurier să spună, păi da, mă, cred că preiau eu. Sigur, dar încă o dată spun, dacă ăla nu investește, dacă nu numește niște oameni competenți, în momentul de față nu este nimeni competent, atenție, ne lulea de staff avem, nu mai e nimeni, trebuie să plece la Brun, trebuie să fie angajat un antrenor, trebuie să fie angajat un antrenor secund, trebuie să fie angajat un staff ca lumea, trebuie să fie, da, niște oameni în jurul echipei, trebuie adunați jucători, trebuie convinși cei care mai rămân să pună osul, da? E extrem de complicat. Deci este o fundătură acest final de sezon. Chiar dacă el se termină pe 21 mai cu finala Cupei Franței, unde OM s-a calificat, va juca cu PSG-ul în finală, după 21 mai, potopul. Da, am înțeles, am înțeles. Păi și nu se poate face să fie jumătate suporte, jumătate un investitor sau nu? Asta, nu știu, rămâne de discutat. În principiu v-am spus de ce nu prea cred în varianta asta. Nu s-ar aduna foarte mulți bani. Bun, dar suporterii, din ce știi tu, ar veni să dea, nu știu, 100 de euro pe lună sau eu știu, nu știu, habar n-am, o sumă, ca să ar strânge 200 de mii de oameni sau 300 de mii de oameni? Nu. În toată lumea mă refer. Nu cred. S-a vorbit de 1500 de euro de om. 1500 deci, de euro de om odată. Da. S-a vorbit ca fiecare suporter să doneze 1500 de euro. Am discutat și eu chestiunea asta. Sunt și eu pe listă. Să-i doneze sau să aibă ceva? Că donația și alta e... Să treacă banii ăștia într-un cont. Da? Păi bun, dar și contul ăla cum... Ăla va fi, nu, ăla va fi gestionat în numele clubului. De aia se ocupă un contabil. N-ar fi asta problema. Deci banii ăia ar exista. Nu, aia nu s-ar fura. Dar... ideea este că ce să faci cu 1500? S-a stabilit că mai mult de atât va fi greu pentru oameni să dea. Da. Nu se vor înhăma. Păi la noi nu dau oamenii 10 euro pentru cablu. Păi, nu, da? Nu, e adevărat. Dar ți-am zis și 1500 mi se pare mult. Chiar și pentru un club ca Marseille. Păi, da. Tu ai spus că Marseille e un oraș sărac. Nu da, e, pe asta spun. Turist, sigur, dar trebuie să dai bani. Adică dacă vrei să faci ca suporter, pentru că o sumă de 100 de euro e ridicolă.
N-ai ce să faci cu banii ăia. 1500, sigur, dacă strângi într-adevăr, ei se gândeau că o să fie câteva milioane. E deschis la nivel mondial acest cont. Numai că nu cred că se vor strânge atâția. Și chiar dacă strângi bani, după aia începe problema principală. Ce faci cu ei? Cum îi administrezi? În momentul în care ai o grămadă de bani, va trebui să numești un consiliu, un comitet care să ocupe, să ia decizii. Da? E complicat, încă o dată spun. Îi știu pe greii care conduc grupurile de suport. Nu sunt niște oameni ușor de mulțumit, niște oameni care au și ei relațiile lor, obligațiile lor. Sunt de suporteri de 40 de ani cu toții, ca și mine. Da? Adică suntem din aceeași generație, dar sunt oameni ciudați, oameni pe care îi vezi prin western-uri. Nu sunt oameni de ăștia ca și contabilii cluburilor din România. Aia scot pistolul dacă nu. Adică nu e o gestiune simplă. În momentul în care se vor strânge câteva milioane de euro, da, va deveni situația și mai complicată. Unii vor da din zel, nu 1500, unii vor da și 3000, unii își vor da nevasta afară din casă și vor plăti pentru club. Sunt și din ăștia. Unii vor renunța, își vor vinde mașina, unii își vor vinde casa, sunt în stare să dea orice pentru echipă. Dar după ce se vor strânge banii, va deveni problema. Mare de tot, pentru că sunt mulți șnapani care se vor învârti în jurul clubului, care are niște active, totuși, să nu uităm, absolut impresionante. Deci un centru de antrenament care valorează ca popa 100 de milioane de euro, are un stadion de 5 stele plus, care poate găzdui finala de campionat mondial, care chiar dacă nu-i aparține, generează niște sume imense, dacă reușești să-l umpli, toată gestiunea asta va deveni complicată. N-a reușit să o gestioneze un clan, un concern, da? Cum a fost lui Dreyfus. N-a reușit să țină de cap practic niciodată. Îți trebuie un președinte, îți trebuie un director sportiv. Asta nu pot să facă suporterii. Noi nu ne putem duce să fim în același timp și președinte, și director sportiv, și antrenor, și jucător. Păi, nu poți să le faci pe toate. Păi aia, dar e complicat asta, ca peste tot în lume. Nu se face ușor, neavând această experiență. Încă o dată spun, în Franța nu e nimeni în situația asta, niciun club. Ei nu au această experiență. Pe hârtie poți să pui niște lucruri, dar va fi greu să le și aplici. Ori deocamdată suporterii nu au posibilitatea să se apuce de această treabă, care nici măcar nu e legală în Franța în momentul ăsta, pentru că OM are un SASP, da, care trebuie să voteze, are o asociație condusă de Jean-Pierre Foucault, prezentatorul de televiziune care deține licența clubului. Ăia toți trebuie să-și dea girul. Atenție, nu e clubul nimănui. Trebuie să treci, trebuie să te înregistrezi la tribunal, sunt multe etape. Astea nu se fac într-o vară. Pe lângă asta, proprietarul clubului deocamdată n-a vândut. El dacă vinde mâine lui Pablo Dana ăsta, ăla o să spună: nu mă interesează suporterii. Să-și cumpere abonamente dacă vor, la revedere. Da? Deci deocamdată această variantă ar putea să se pună în mișcare în momentul în care vine Margarita lui Dreyfus, discută cu noi și zice: bă, tată, vă dau cu voi clubul. Pe riscul de a exploda, el faceți ce vreți, dar nu, sunt departe încă. Madame Dreyfus, primarul, nu sunt de acord, din ce știm noi, cu această variantă. Vor să caute un investitor, să vină un arab, să vină un chinez, să vină un american. Și aia să-i dea ei 200 de milioane de euro și să preia clubul. Asta vrea să facă, nu să îl dea suporterilor. Hai să întreb ceva, și dacă Madame lui Dreyfus pleacă la sfârșitul lui iunie, ai zis, da? Ok, cine va plăti salariile angajaților? Asta nu se știe, dar încă o dată, varianta asta cu plecatul lui Madame Dreyfus nu este oficială, da? Nu este confirmată de club. Deci asta e doar o supoziție, există un e-mail intern pe care angajații și suporterii l-au primit, dar el nu are deocamdată autentificarea absolută a familiei Dreyfus. Astfel de mail-uri circulă. Nu ne păcălește pe noi un mail. N-ai de unde să știi. Clubul n-a confirmat, nici pe site. Madame Dreyfus n-a dat un comunicat oficial pe tema asta, dimpotrivă. Ultima dată când a comunicat, acum câteva zile, spunea cu totul altceva. Deci s-ar putea să fie un fâs lansat de cineva care dorește să preia clubul mai repede,
Încă o dată, sunt tot felul de chinezi, de ăștia, de ruși, da, care ar vrea și ei să își facă publicitate și care s-ar căra după câteva luni sau ce știu eu ce ar face. Deci impostori din ăștia au mai fost. A fost Caci Carela, canadianul, care dansa pe mese în vestiar după un meci câștigat cu Lyon. Da, și care bătuse aproape palma cu lui Dreyfus. Până la urmă l-au prins avocații lui Dreyfus prin America și prin Canada că ăla nu era solvabil la nu știu ce bănci în SUA, era urmărit. În ultima clipă a căzut afacerea, că altfel ajungea pe mâna ăluia și ăla ducea clubul într-o prăpastie. Da, da. Deci nu e, lucrurile sunt încă într-o fază de agitație, de clocot așa, dar încă nu fierbe apa, nu e la 100 de grade. Da, am înțeles. Bine, Radule, mersi mult. Mulțumim și noi, vorbim. Salut, salut, papa. Pauză și ne întoarcem. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Bună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Ne-am întors în direct, să mai vorbim și despre fotbal imediat, dar să vedem un pic ce se întâmplă la tenis. Turneul pe zgură de la București, Luca Pui l-a învins net pe favoritul numărul 2, Ivo Karlovic, 6-3-6-4. Altă surpriză, victoria italianului Cecinato, 6-3-7-6 cu bosniacul Dzumhur. Argentinianul Peia a câștigat în 3 seturi 6-2 în decisiv cu Jimeno Traver din Spania. Garcia Lopez l-a învins pe Edmund în Marea Britanie 6-3-6-3. Del Bonis, argentinianul, a scăpat de Marchenko 7-5-6-2. Lorenzi l-a învins pe Daniel 6-2-6-0. La această oră Bernard Tomic, favoritul numărul 1, este în dificultate. A pierdut primul set la tiebreak cu olandezul Haase 1-1 în setul al doilea. Fernando Verdasco a făcut break în primul ghet cu moldoveanul Albot. La simplu, la Istanbul, frumușica Sorana Cârstea este condusă de turcoaica Büyük Çakay 4-2 în primul set. Partida a început la 15:10, iar la Stuttgart, deși Monica Niculescu a avut 3 mingi de meci în setul al doilea cu Petra Kvitova, ea este pe cale să piardă partida. 6-2 primul set pentru Niculescu, tiebreak în setul al doilea, care a fost teribil. Kvitova a condus cu 5-3 și servea. După care Monica Niculescu a reușit să întoarcă rezultatul, a avut 6-5 Niculeasca și servea pentru meci, a avut 3 mingi de meci și le-a ratat. Setul a ajuns în tiebreak, care i-a revenit Kvitovei 7-5 la mustață. În decisiv este 4-2 pentru cehoaică. În momentul de față servește Monica Niculescu. Dramatic meciul așadar. Pe de altă parte, Carla Suarez Navarro are 6-2-2-2 cu nemțoaica Fritzdam. Simona Halep va juca undeva peste vreo jumătate de oră cel mai devreme cu Laura Zigmund în optimile de finală. Alte meciuri care ar trebui să se joace astăzi: Iulia Gheorghes cu Roberta Vinci, Agnieszka Radwanska cu Andreea Petkovic și Ana Ivanovic cu Carolina Pliskova. Deci sunt meciuri interesante. Între timp, Sorana Cârstea a mai câștigat un game, de la 4-1 a revenit la 4-3, turneul pe zgură de la Istanbul, în fața localnicei Büyük Çakay, o jucătoare pe care am mai văzut-o pe terenurile principale și la turneele de mare șlem. Rafa Nadal are 6-2-4-1 la Barcelona cu compatriotul său Montanies în momentul de față. Este al doilea meci al lui Nadal în acest turneu. Ne întoarcem la fotbal. Spuneam o finală de cupă Dinamo cu învingătoarea dintre CFR și ASEA Târgu Mureș. Cea de-a doua semifinală retur se joacă în această seară de la 20:30 la Cluj. Două meciuri sunt în desfășurare în Liga a doua, seria întâi, grupa de promovare.
De fapt, unul este în desfășurare și unul în așteptare. Dunărea Călăraș condusă la pauză acasă de Dacia Unirea Brăila, 0-1. În momentul de față, Călărașul și Brăila sunt la un punct în spatele Rapidului. Rapidul care joacă astăzi de la 17:30 pe teren propriu cu Farul Constanța, meci televizat. În Cupa Germaniei, ieri Borussia Dortmund s-a calificat la PAS, câștigând cu 3-0 pe terenul Hertei și va întâlni în finală la Berlin pe Bayern München. Este finala așteptată de toată lumea, poate un pic aranjată și de tragerea la sorți, dar o finală binevenită între echipele care ocupă locurile 1 și 2 și în campionat. În Franța, OM s-a calificat aseară la Sochaux 1-0 în semifinalele cupei. Gol al lui Florian Thauvin în minutul 49. Florian Thauvin, care a marcat al doilea său gol în acest mini-sezon de la venirea de la Newcastle sub formă de împrumut. Mai marcase un gol în campionat contra lui Rennes când OM era condusă cu 3-0. A fost primul meci cu Franck Passy și Basile Boli pe bancă. Franck Passy, care a mai condus în mod interimar echipa în acest sezon după plecarea lui Marcelo Bielsa în etapa a doua, când OM a fost învinsă la Reims. De data asta i-a ieșit lui Francky. O victorie modestă, OM n-a jucat aproape nimic. A fost la nivelul echipei de pe locul 15 din Liga a doua. Din fericire pentru noi, Sochaux, așa cum s-a întâmplat și în meciurile precedente cu Granville, Trélissac, Montpellier sau Caen, niciunul dintre acești adversari n-a reușit să-i marcheze lui OM niciun gol. Deci în cele 5 partide pe care le-a jucat până acum, OM n-a primit niciun gol în actuala ediție a Cupei Franței, de asta s-a și calificat în finală, pentru că așa, cu echipe modeste, 3 din 5 au fost de eșaloane inferioare. Am avut noroc, sigur, OM este uzurpator calificat în finală, nu merita acest lucru după un asemenea sezon, dar a beneficiat de o tragere la sorți favorabilă, dacă n-a avut parte și de arbitraje favorabile, pentru că n-a fost cazul. Și aseară Benoît Millot a tras cu Sochaux cât a putut. De altfel, situația a fost jenantă la un moment dat pe teren. Sochaux trebuia să obțină, să primească un cartonaș roșu în primele 20 de minute. Au fost niște brutalități care erau sancționate în orice disciplină, mai puțin la fotbal. Până la urmă, Sao, ăla atacantul lor de extremă dreapta, s-a ales doar cu un cartonaș galben. A fost absolut ridicol ce a decis arbitru. Niște faulturi grosolane comise de gazde, nesancționate în niciun mod de arbitru, care probabil pe principiu tipic țărănesc, franțuzesc, îi încuraja pe ea mai mici. Lui se părea că dacă o echipă mică joacă cu una mare, atunci el trebuie să pună toate ingredientele în coș ca să-i favorizeze pe aia mici. N-ar fi neapărat rău dacă s-ar întâmpla cu toată lumea așa. Numai că Paris Saint-Germain, când se duce, vezi cazul semifinalei de la Lorient o zi în urmă, a primit un n-a primit un penalti, împotrivă. Nu i s-a acordat lui Lorient un 11 metri cât casa. Da? Tocmai pentru că Paris Saint-Germain este avantajată și cu aia mici și cu aia mari. În schimb, când OM joacă cu echipele mici, n-ar putea să aibă un avantaj din partea arbitrului nici să-l tai pe ăla cu secure în două. Ceea ce este corect, nu cere nimeni asta. Dar este disproporționat. Adică să arbitreze în asemenea mod. Între timp, Petra Kvitova a câștigat 6-2 decisivul. A fost chestiune de moral. După ce a pierdut setul al doilea la tiebreak și a avut 3 mingi de meci, Monica Niculescu n-a mai făcut față setului decisiv și s-a înclinat, deși o rupsese cu bătaia în prima manșă, 6-2 pe Petra Kvitova, o jucătoare elegantă, cehoaica, demnă, dar nu e vreuna de asta care să ignească
pe teren, nu se comportă aiurea, are ceva într-adevăr de clasă în ea, are aceeași atitudine pe toată durata meciului, deci nu se văd la ea semne de nervozitate, nu trântea cu racheta, a știut să rămână în meci, cum se spune, în limbajul ăsta de lemn al tenisului, și până la urmă a câștigat. Ne întoarcem la fotbal, o finală deci de clasă, cu 80.000 de oameni în tribună, greu de gestionat, nimeni nu știe cum se va întâmpla. Franța este stare de urgență, de după atentatele de la Paris din toamna trecută. Situația este dificilă. Cum să aduci 80.000 de oameni pe Stade de France, mai ales că suporterii lui OM sunt în colimator în momentul de față. Astăzi e posibil să avem o decizie, se întrunește comisia de disciplină și suporterii lui OM să fie sancționați pentru ultimele două meciuri pe teren propriu, să nu poată să asiste la partidele cu Nantes și cu Reims. În condițiile astea, cum să-i duci la o asemenea finală? Ce ar fi 20-25 de mii de bilete pentru cele două echipe, asta ar duce undeva la 50 de mii, 30 de mii de bilete pentru publicul larg, general. O finală sub înaltă tensiune. Sigur că Franța trebuie să se obișnuiască, că după aia urmează Euro, e adevărat. Dar e foarte complicat când într-o arenă vor fi 25.000 de fani de la OM și respectiv 25.000 de la PSG. Chiar dacă Stade de France îți permite totuși, ai o marjă din asta, nu e un stadion închis, strâmt, poliția va fi prezentă acolo în număr imens. Deci organizarea meciului rămâne o problemă. Mai este o lună fix. Finala se joacă sâmbătă 21 mai, de la ora 21, ora Franței, 22 la noi. Cu siguranță televizată de Dolce Sport. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit, spuneam, decât o singură dată în istorie, în finala cupei, cu 10 ani în urmă fix, în 2006, când PSG a câștigat cu 2-1. Un meci care nu-i va permite însă lui OM să se califice direct în cupele europene, pentru că nu mai există această regulă de câțiva ani și e corectă. Chiar dacă joci finala cu o echipă care ia titlul, ia cupa ligii, se califică în cupele europene din postură de Champions League, finalista nu mai merge nicăieri. Se alocă un loc din campionat. Deci în cazul în care Paris Saint-Germain se impune și în Cupa Ligii sâmbătă asta cu Lille și în Cupa Franței pe 21 mai cu OM, atunci se eliberează locurile 5 și 6 din Liga, care duc automat în Europa League. Mi se pare corect ca locul 5 să profite. Locul 5 deci va merge sigur în Europa League, e suficient ca Paris Saint-Germain să câștige una din două finale ca să se asigure. Locul 6 dacă PSG le câștigă pe amândouă. Dar Lille este la bătaie totuși pentru locurile 5-6, poate chiar mai sus. Asta ar putea să rezolve problema în cazul respectiv. Dacă Lille termină pe 5, atunci doar locul 6, cum ar veni, este disponibil. E mai normal așa. Te bați 38 de etape ca să ocupi o astfel de poziție decât să te califici ca finalist când tu n-ai nimerit cu nimeni. Ce a jucat OM? A avut un singur meci greu în 32 pe terenul lui Caen. Într-adevăr, un meci complicat. A fost cel mai tare meci din 32. Caen era pe locul 4 atunci în campionat. OM era în partea a doua a competiției, adică a clasamentului. Ăla a fost un meci greu, într-adevăr, am câștigat la penaltiuri. După ce am rămas în 10, undeva prin minutul 70. Și a fost un meci extrem de greu, pe care au fost numai meciuri ușoare. Acasă cu Montpellier, care era în derivă, și trei adversari de ligi inferioare. Deci, grație tragerii la sorți, am ajuns în finală. Dacă OM va câștiga finala, sigur că va fi un mega eveniment. Ar fi a 11-a finală de Cupa Franței câștigată de OM, care deține recordul. Nimeni n-a câștigat de 10 ori cupa până acum. Nimeni n-a câștigat de 10 ori cupa. Este a 19-a finală a lui OM. Mă uit la rezumatul meciului La Coruña-Barcelona. Pare într-adevăr o țurcă ordinară. Gazdele au avut niște ocazii la 0-1
incredibile. Stai frumos golul de 0-2 al lui Suarez. Într-adevăr, el marcase și golul de 0-1 ușor marcat. Acum, bun, ei au luat 8-0, i-au umilit. În Spania golaverajul nu contează însă. E greu să spunem dacă a fost blat sau nu. Adică să-ți bați joc în halul ăsta de o echipă, e adevărat, pe care tu ai ajutat-o. Barcelona nu-i datora nimic, într-un fel, la Coruniei. Coruniei ai datora Barcelonei salvarea de la retrogradare. Sunt niște pioni aia pe teren. Foarte greu de înțeles cum de o echipă primește 8 goluri pe teren propriu în fața unui adversar 0 barat în deplasare. Deci dacă luați, vă uitați pe meciurile Barcelonei în acest sezon în deplasare, ei nu băteau pe nimeni la scor. Foarte slabe afară. În fel, lucru demonstrat și în Liga Campionilor și peste tot. Da, uite că odată le-a ieșit, au dat ăstora ca la fasole. Evident, vorbim și despre campionatul Spaniei, pentru că ieri au fost meciuri teribile acolo. Și pe lângă acest 8-0, 4 goluri Suarez, Neymar și Messi au marcat și ei. Atletico de Madrid a câștigat și a făcut datoria, a câștigat meciul pe care n-avea voie să-l piardă la Bilbao, 1-0, gol Fernando Torres în prima repriză. Un rezultat fantastic pentru Atletico, care a demonstrat încă o dată ce sculă de echipă e. L-a pierdut pe uruguaianul Godin în minutul 11 Atletico, dar asta n-a contat foarte mult, s-au impus. A marcat Torres din pasa lui Griezmann singurul gol al partidei. Real Madrid 3-0 cu Villarreal. A fost un meci ușor, Benzema a marcat în stilul lui și al lui Cristiano Ronaldo, capul cu poarta goală de la câțiva metri. Modric a dat și el o boabă, nu mai marcase de mult. Cristiano Ronaldo n-a înscris și a terminat meciul accidentat oarecum. Golul al doilea a fost marcat de Lucas cu un șut de la marginea careului dintr-o pasă a lui Karim Benzema. Așadar, primele trei impunându-se, clasamentul nu se schimbă, au mai rămas doar 4 etape în Spania. Barça este ca și campioană, dar pentru asta trebuie să câștige toate meciurile. Are 96 de goluri marcate. Urmează pe teren propriu pe 23 aprilie, adică peste 2 zile. Deja partida cu Gijón este sâmbătă, miercuri și sâmbătă meciuri pentru Barça. Sporting a câștigat acasă cu Sevilla 2-1 după ce a fost condusă cu 1-0 și a ieșit din zona retrogradării cel puțin până în această seară, când Granada joacă acasă cu Levante. Are și Getafe meci la Real Sociedad, deci ultimele trei joacă toate astăzi. Vom vedea exact ce se va întâmpla cu Gijón, care i-a mai administrat Sevilla o papară. Sevilla a adunat un punct în ultimele 5 etape și nu mai are șanse să se lupte mai sus de locul 7. Deci ei rămân evident agățați de semifinala de Europa League cu Shakhtar, unde la cum merg lucrurile nu sunt favoriți. Au pierdut așadar și Villarreal, care își menține locul 4 cu 6 puncte avans pentru că a pierdut și Bilbao. Celta n-a reușit să ia decât un punct, vă reamintesc, la Espanyol. A pierdut și Sevilla. A bătut Valencia, de când l-au dat afară pe Gary Neville. De fapt, corect pronunțat este Gary Neville, da? E 4-0 pentru Valencia cu Eibar ieri. Ne-a dat Paco 3 goluri celor de la Eibar. A reușit un penalti în 2 timp și apoi a mai dat o dublă. Însă Valencia este abia pe 8, n-are nicio șansă să ocupe mai mult de locul 7 la finalul acestui sezon. Rămâne Villarreal cu 6 puncte avans pe poziția 4-a. Urmează Barça cu Gijón. N-ar trebui să fie probleme pentru Barça, deși Gijónul săracu vine să se lupte pentru ei orice punct. Este vital, nu văd cum ar putea să scape nebătută la Barcelona. Atletico Madrid joacă acasă cu Malaga, n-ar trebui să fie probleme. Iar Real Madrid se deplasează la Rayo, echipă care luptă și ea să scape, dar îi va înfunda Realul. Deci nu se anunță mari evenimente nici etapa viitoare. Villarreal joacă acasă cu Sociedadul după 2 înfrângeri la rând.
Să vedem dacă va reuși să-i bată pe ăștia. Bilbao joacă la Levante. Ești greu. Da, Bilbao poate să câștige acolo. Celta cu Granada și Sevilla cu Betis. Este derbiul andalus. Poate pentru ăsta să pregătește Sevilla. N-a mai bătut pe nimeni de atâta timp. Avem un telefon. Alo. Vă salut. Salut, Radule. Am și eu trei întrebări, propuneri sau propuneri întrebări. Cum? Trei întrebări cu? Propuneri sau propuneri întrebări, nu știu. Asta ok. Ce părere ai? Dacă tot au mărit ăștia număr de echipe la campionatul european, la 24, de ce n-au făcut patru grupe de șase echipe? Că erau mai multe meciuri pentru fiecare țară, meciuri mai tari, că se strângeau un pic grupele. Da, da, dar e mai greu să te califici, nu știu, patru grupe de șase, niciodată n-a fost așa ceva la mondial. Sau la Euro. Patru ori, patru ori, patru, șești, că tot că așa nu se califică tot 16 echipe. Ba da, dar nu e în tradiție, nu știu, niciodată n-a fost așa. Păi nici 24 de echipe nu erau în tradiție, totuși. Nu, dar vreau să spun că 24 de echipe erau în tradiția fotbalului, pentru că la campionatul mondial au fost 24 de multe ori. Și niciodată n-au fost grupe de 6. Știu, dar mă gândeam că tot era, nu știu, mi se păreau 5 meci pentru fiecare națională, era altceva. Plus că se întâlneau mai echipele mai tari în loc de... Da, o idee interesantă, dar n-ar fi fost rău, sigur, dar nu... Erau patru cap de serie, nu șase, erau meciuri mai, mult mai interesante decât... Da, însă acum, nu știu, sistemul era mai complicat și nu cred că echipele erau de acord. Așa, pentru spectaculozitate, da, dar altfel e greu. Și asta cu patru cap de serie nu convenea, să știți. Păi nu convenea, dar se calificau patru echipe din grupă, nu se calificau două și poate trei. Cum e la handball, sigur. La handball, de exemplu, așa e. Mie mi se părea interesant. Așa ca, ceva hibrid. Bine. Și mi se părea o chestie interesantă dacă se făceau o competiție inter-țări de asta europeană, cu un fel de cupă. Cupa, nu știu, Europei. Să joace sistemul eliminatoriu, țările între ele, să nu mai fie amicalele astea fără nicio miză, fără nicio... Da, păi știți că s-a propus treaba asta. Și din meciurile amicale, până la urmă, să se facă un fel de campionat și... Nu, dar... Va exista așa ceva. Știu că se votase, Platini fusese cu ideea asta. Să facă un campionat și aia care câștigă să fie campioana meciurilor amicale, să aibă dreptul să participe și ea, o chestie de genul ăsta. Dar nu, mă gândeam la un sistem eliminatoriu cum e în fiecare cupă și de asta, ture, tur. Da, pe asta zic, se va face ceva de genul ăsta. Încă n-a intrat în vigoare. Interesant. Da. Înțeles. Și mai vreau să zic că drepturile astea de televizare cât? Vreo 25 de milioane, nu? La noi, cam așa ceva, nu? Da, parcă da. Și se plătește clasamentul, nu? Sau ceva. Se plătește și după, că e un criteriu sigur și clasamentul, ca peste tot. Mă gândeam că era bine dacă se plătea și victoria într-un meci. Adică 7 etape, 7 victorii, fiecare victorioasă primea, nu știu, 20.000 de euro. O sumă, nu știu. Adică să nu se plătească doar clasamentul, să se plătească și victoria. Da, mă, că asta se plătește în plan intern, adică n-ai decât tu să... Da, nu, la noi, în campionatul nostru, da. Da, dar să spun, adică ok. Ce la retrogradare, își dau semintea aia să știi cum ai dintre tot pe niște bănuți. Dacă ar câștiga un meci sau două sau cinci, chiar dacă nu mai scapă de ultimul loc. Sau... Da, da, bun. Adică să plătească cine? Tot difuzorii. Da, 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 să scadă din suma asta de 25, să scadă 5, să fie 20 pentru clasament și 5 pentru victorie. Da, de exemplu în Franța sunt 5 criterii în atribuirea sumelor de bani. Unul dintre ele este ăsta cu clasamentul, dar numai unul din 5. Da. Al doilea este criteriul notorietății, ceea ce înseamnă ce? Echipele care sunt televizate în prime time, da? Da, alea da, câștigă da. În urma acestei... Al treilea criteriu este constituit din rezultatele din ultimii 5 ani, deci în urma unui clasament care se tot updatează, exact ca și coeficientul în Europa. Adică ieși din clasament odată la 5 ani, se tot reînnoiește...
Așa. E cu nou promovat care este pe locul, ajunge pe locul 3, termină pe locul 3, ia bani mai puțin, nu? Pe criteriul ăsta. Păi da, bineînțeles, dar te privește dacă ia ai fost în Liga 2-a. Bineînțeles, ei mai puțin pe criteriul ăsta. Păi da, sunt echipe care n-au fost distribuite decât o singură dată în prime time. Adică, ce înseamnă prime time? Meciul de duminică de la ora 10. Ăla e. Așa, deci ăsta e al treilea criteriu. Al patrulea este criteriu de umplerea stadionului, deci de medie de spectatori. Atenție! Da, în funcție de câtă lume vine la meciuri, dar nu de capacitate, că acolo ai fi dezavantajat, nu, de procentajul de umplere a stadionului. Deci tu dacă ai un stadion de 5.000 de locuri, nu ești dezavantajat față de unul cu 60.000. Important este să-l umpli în procente, da? Deci dacă tu ai 5.000 și îți vin 5.000 la meci, ai 100%, da? Da. Deci și ăsta e luat ca și criteriu. Așa, și după aia, acum mai nou intră și criteriul de fair play, adică în funcție de cartonașele primite la sfârșitul unui sezon, să faci un clasament, el exista, oricum ținut de Liga Profesionistă, câte puncte penalizare iei la un roșu, câte iei la un cartonaș galben, să faci un clasament, deci toate astea intră în acest clasament. Și la noi? La noi nu intră niciunul, în afară de clasamentul final. Francezii au avut la un moment dat și clasamentul calității terenului, dar ăla până la urmă a fost scos din această ecuație. El există în continuare, să primești bani. Și acolo este un premiu undeva de 300.000 de euro pe care îl câștigă echipa care la sfârșitul sezonului are cel mai bun gazon. Să dau note la fiecare meci. Da? Cel care câștigă acest clasament ia vreo 300.000 de euro bani veniți din faptul că a avut un gazon de calitate. Deci sunt criterii, e serios făcut. E calculat la centimă, practic. Toate componentele sunt luate în calcul. Nu, la noi nu, dar la noi nici n-ar exista. Mă, noi nu suntem în stare să respectăm legea antifumat. Dar noi nu suntem în stare să... Nu mă referam la toate cinci, da? Bineînțeles, dar noi nu suntem în stare să aplicăm nimic, hai să fie serios. Noi suntem țara pirateriei, noi suntem în stare să ne abonăm la un serviciu. Noi suntem mai deștepți decât alții. Noi nu cumpărăm CD-uri, noi nu cumpărăm filme, noi nu cumpărăm meciuri, noi le piratăm. Deci la noi e ca nicăieri. Bineînțeles, în Franța, de exemplu, sau în alte țări, în Marea Britanie, în Germania, asta înseamnă pușcărie. Doar știți toate cazurile alea cu CD-uri pirat și cu... Te-a prins odată, ai comercializat așa ceva, ești gata, tată. No, la noi asta e la modă, deci suntem o țară aparte. Ce reguli să fie în România? Evident că, uitați-vă puțin ce conducere a fotbalului avem și la Ligă și la Federație. Ei nu sunt în stare să planifice un sistem. E ca pe vremea lui Mitică. Nu știu, nu găsesc datele suficiente să pună toate competițiile. De exemplu, acum nu știu când să fixeze finala Cupei Ligii. Păi, dar atunci de ce o mai organizez, mă? Tu la începutul sezonului ce dracu faci? Tu nu stabilești, tu nu știi toate datele internaționale, ce mare lucru. Nu lucrezi în fotbal. Mă întreb și eu, cum Dumnezeu poate să fie atât de tâmpit? Deci cum dracu deci nu poți să iei deciziile astea cu un an înainte, cum se face peste tot. Da. Așa că n-are sens să ne întrebăm. La alții, sigur, lucrurile merg în altă direcție. Măcar puneau la an de an câte un criteriu în plus. Da, sigur, puteau să facă. Era mult mai atractiv. Dată, da. O să vrea, probabil, da. Mulțumim. Bine, mulțumesc și eu. Mulțumim de intervenție. Ce rămăsesem la campionatul spaniol. Rezultate interesante, deci ieri, dar până la urmă conforme cu așteptările. Cele trei echipe care se bat la titlu au câștigat toate, fără să primească gol. Și denotat această victorie a lui Gijón 2-1 acasă cu Sevilla, care o scoate provizoriu din zona retrogradării. Am mai avut ieri trei meciuri în Premier League. West Ham-Watford 3-1, i-a luat tare West Ham pe ăștia. O echipă neobișnuită, West Ham, să câștige acasă, foarte slabă pe teren propriu în acest sezon, de asta va și plăti pentru clasamentul final, pentru că n-a reușit acasă să adune suficiente puncte.
A fost 3-0 pentru West Ham după 53 de minute. Două goluri au fost marcate din penalti de către Noble, după ce Carroll din pasa lui Payet deschisese scorul. Oaspeții au marcat minutul 64, după care au ratat un penalti la intrarea în minutele de prelungire și au sfârșit în 10. N-a fost seara lui Watford. Liverpool în derbiul Mersey a bătut-o pe Everton cu 4-0. Origi, Sacco, Sturridge și Coutinho au marcat. Din minutul 50 Everton a fost în 10 oameni. Scorul era de 2-0 pentru Liverpool în momentul respectiv. Manchester United a bătut-o pe Crystal Palace 2-0, beneficiind și de un autogol pur englezesc al celor de la Crystal Palace. În aceste condiții, în clasament, după egalul lui Manchester City cu o zi în urmă la Newcastle, Manchester United s-a apropiat la 2 puncte de locul 3, având același număr de meciuri cu Manchester City. West Ham este și ea în ambuscadă, obținând o victorie după 4 egaluri la rând, pe locul 6 West Ham, la 3 puncte de locul 5 și la 4 puncte de locul 4. Arsenal urmează să joace astăzi cu West Brom o partidă restantă, cazul în care Arsenal câștigă se duce la 63 de puncte, o lasă pe West Ham la 7 puncte, o depășește pe City cu 2 puncte, s-a instalat destul de confortabil pe locul 3, obligatoriu să se impună. Locul 3 duce direct în Liga Campionilor. Liverpool, după 3 victorii la rând, s-a apropiat la 2 puncte de locul 6 și are încă o restanță vis-a-vis de West Ham. Însă până atunci va juca în acest weekend pe teren propriu cu Newcastle, un alt meci mare, pentru că Newcastle are nevoie de puncte. Nu mai sunt decât 4 meciuri pentru echipa lui Rafa Benitez, fostul antrenor al lui Liverpool, cu care de altfel a și câștigat Liga Campionilor. Ei bine, Newcastle, în cazul în care pierde la Liverpool, este cu un picior în Liga a doua. O victorie pentru Newcastle la Liverpool ar fi colosală. Evident că asta ar încurca un pic și pe echipa lui Jurgen Klopp. Ar încurca-o în tentativa ei de a se apropia totuși și prin prisma campionatului de un loc măcar în primele 5, să mai salveze ce se mai poate salva. O să mai vorbim despre meciuri, de exemplu despre etapa de ieri din Il Calcio, au fost 8 partide, și de asemenea despre ceea ce avem de văzut astăzi. Pe lângă Arsenal, West Bromwich, avem un meci în Italia și 2 în Spania, plus ceea ce se mai joacă la noi, și de asemenea urmărim tenisul. Simona Halep a început de câteva minute partida cu nemțoaica Laura Zigmund, frumușica aceasta, are 2-0 nemțoaica și se pregătește să servească pentru 3-0, adică dublu break în primul set. Revenim după o pauză. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Pe metri. Să fie pace ca să nu fie război. Ne-am întors în direct, a egalat până la urmă Dunărea Călăraș, 1-1 acasă cu Brăila, s-a intrat în ultimul sfert de oră. A fost un autogol al lui Ivan în minutul 66, după ce Onofraș deschisese scorul pentru oaspeți. La 17.30, adică peste o oră, Rapid joacă pe teren propriu cu Farul, ultima clasată echipa constanțeană în acest play-off, la 9 puncte de Rapid, care este la egalitate cu Dunărea Călăraș la aceste rezultate, Brăila fiind la 3 puncte în spate. La tenis, ca să revenim un pic înainte de a ne întoarce la fotbal, Laura Zigmund a luat-o tare pe Simona Halep, 5-0 pentru săsoaică după primele 20 de minute de joc. Halep a mai echilibrat acum partida, a reușit să câștige un game pe propriu serviciu la 15 și acum se agață de un potențial break. Nemțoaica servește așadar pentru primul set, dar este condusă 15-30. Nadal a executat pe Montaniez la Barcelona 6-2-6-2. La București, Bernard Tomic, favoritul numărul 1,
la primul său meci, pentru că a fost direct calificat în turul al doilea, este condus deocamdată 1-1 la seturi și 1-2 în decisiv în fața olandezului Haase. Fernando Berdascu are 6-3-3-0 cu moldoveanul Albot. Iar la Istanbul, Büyük Kaçkay, Sorana Cârstea, 6-4-4-2. Turcoaica este foarte aproape să se impună. La Stuttgart, Suarez Navarro a învins-o pe Fritz Dam 6-2-6-2. Reamintesc succesul dramatic al Petrei Gvitova, 2-6, 7-6, 6-2 cu Monica Niculescu. Românca a avut 3 mici de meci în setul al doilea, înainte de a intra în tiebreak. Simona Halep, condusă cu 5-1 de Laura Zigmund, aceasta are minge de set pe propriul serviciu, deși Halep a avut 0-30 în acest game. Nemțoaica a revenit la 40-30, acum are prima minge de set în această confruntare, minge pe care o obține, câștigă acest game 6-1. În orice caz, Halep a mai echilibrat un pic disputa în ultimele 2-3 game-uri, deci s-ar putea să avem parte de un set secund ceva mai îndârjit decât primul. Vă amintesc, meciul se joacă în optimile de finală pe zgură la Stuttgart. Este primul turneu european la care participă pe zgură Simona Halep după revenirea din Statele Unite și după înfrângerea din Cupa Federației cu cehoaicele. Ne întoarcem la fotbal, avem Milan Carpi astăzi în Serie A la 21-45, după ce ieri s-au desfășurat numai puțin de 8 partide în această etapă. Juventus a dominat-o net pe Lazio, 3-0 pe teren propriu, încă o victorie netă, cruntă a torinezilor. Mandzukic a marcat din pasa lui Paul Pogba în prima repriză, după care Dybala a reușit un penalti. Se vede totuși că Juventus e Juventus, nu se poate debarasa niciodată de vechile practici. În minutul 48 Lazio a rămas în 10, Olac peste pupăză, asta vezi numai la Marie Scroci. 4 minute mai târziu le-a pus-o și pe VAR lui Juventus. Deci, evident, ajutată de arbitrii, Juventus a terminat-o și pe Lazio. Această dublă sancțiune nu există decât în favoarea greilor. Adică să-ți dea pe unul afară cu 4 minute înainte și după aceea să-ți mai dea și penalti. Când încă meciul nu era tranșat. Deci nu te poți bate în fotbal cu asemenea practic. Juventus are 9 puncte avans față de Lazio cu 4 etape, față de Napoli, pardon, cu 4 etape înainte de final. Napoli care a câștigat cu 6-0 în această etapă cu Bologna. 9 puncte în favoarea lui Juve față de Napoli. Roma pe 3 la 5 puncte de Napoli. Roma a câștigat ieri într-un mod dramatic, aproape nesperat, acasă cu Torino, 3-2. Oaspeții au condus cu 1-0 la pauză și cu 2-1 în minutul 80, pe care și-a intrat în rol Francesco Totti, 49 de ani. Acesta a intrat pe teren în minutul 86 în locul lui Seydou Keita și a dat o dublă. La câteva secunde după ce a intrat a marcat, iar în minutul 89 Roma a beneficiat de un penalti pe care l-a transformat tot Totti. 3-2 așadar, romanii își păstrează poziția a treia, mai speră încă la locul 2, mai sunt 4 meciuri, sunt la 5 puncte de Napoli. Au mierlit-o însă Inter și Fiorentina, se îndepărtează de posibilitatea mai juca Liga Campionilor la anul. Inter este la 7 puncte de Roma, după ce a fost bătută ieri pe terenul celor de la Genoa, așa cum anticipam în această emisiune, unde în general se spun lucrurile așa cum trebuie. Genoa a învins-o pe Inter așadar cu 1-0, l-am văzut bine ăsta. Fiorentina a pierdut la Udine 2-1. Cyril Tereo a marcat golul victoriei pentru friulani, o victorie care îndepărtează pe udineze de zona roșie a clasamentului, acolo unde se află Frosinone, aceasta furată ca în codru la Chievo. A pierdut cu 5-1, a terminat în 9 oameni, dar a condus cu 1-0 în această partidă. Carpi, dacă scoate ceva, dacă ciupește ceva în această seară la Milan,
ia o gură de oxigen importantă, dar și dacă pierde, rămâne deasupra liniei roșii. Palermo, evident, n-a câștigat acasă cu Atalanta, rezultat final 2-2. Spuneam că dacă nu bate nici pe Atalanta acasă, Palermo nu mai are cum să scape. E bine, totul a fost împotriva sa, deși gazdele au beneficiat de un penalti la prima fază a meciului. Arbitru a dat 11 metri și pentru Atalanta în minutul 10. S-a făcut 1-1, apoi 1-2 în minutul 55. Gazdele au egalat în minutul 76, dar au terminat meciul 10 oameni. Vitiello a fost eliminat în minutul 90. Deci Palermo nu-și revine, este în continuare penultima și va juca pe terenul Frosinone runda următoare, adică duminică 24 aprilie. Frosinone, spuneam, învinsă cu 5-1 la Chievo Verona. Este vai de mama ei. Urmează Fiorentina Juve. Pentru Juventus nu mergi capital oricum. Are 9 puncte avans, îi doare în cot. Fiorentina, dacă vrea să tragă la locul 5, ar avea nevoie măcar de un punct. Pentru că astăzi Milan nu poate să revină la 4 puncte de Fiorentina. Deci avem Fiorentina-Juventus, avem Roma-Napoli. Oh, putain! Asta e ocazia Romei, într-adevăr, să vină la 2 puncte de Napoli cu 3 etape înainte de final. Mare meci așadar între Roma și Napoli. Inter joacă acasă cu Udinese. Probabil că va câștiga. Spuneam, Fiorentina are acasă cu Juve, Milan nu joacă deocamdată cu Carpi. Așa. După care ce mai avem? Un Sampdoria Lazio. Da, altceva mai interesant, Bologna cu Genoa. Verona Milan urmează după. Și Milan are cu Carpi și apoi joacă la Verona. Etapa următoare, ultima clasată, care sigur este deja retrogradată. Deci mai poate aduna Milan 55, apoi 58, poate apropia de Fiorentina la un singur punct, dacă Fiorentina pierde acasă cu Juventus. De urmărit, în orice caz, această situație. În Spania, Real Sociedad, Getafe și mai ales Granada, Levante, astăzi de la ora 22, acesta din urmă meci, extrem de important, între locurile 18 și 19. Granada, dacă bate, iarăși o trimite pe Gijón în zona roșie. În stat de egalitate le-ar menține să pe amândouă sub linie și ar face afacerea lui Gijón, care, grație acestei victorii cu Sevilla, a ieșit un pic în evidență. Break și în primul game al setului 2 pentru Laura Zigmund, care servește acum ca să facă 2-0 în decisiv, nu în decisiv, pardon, în setul al doilea. Laura Zigmund a câștigat cu 6-1 în fața Simonei Halep primul set și are 1-0 în setul secund. Gol la Călăraș, fraților, 2-1 pentru Dunărea, echipă condusă la un moment dat cu 1-0 pe teren propriu de Brăila. În aceste condiții, Dunărea-Călăraș ia două puncte avans față de Rapid în clasamentul provizoriu. Rapidul are neapărat nevoie de victorie cu Farul la 17-30 pentru a trece peste Dunărea-Călăraș cu un punct. Pentru Brăila e începutul sfârșitului, pentru că dacă Rapidul câștigă astăzi, are 7 puncte avans față de Brăila după 3 etape din 10 de tare acest play-off. Brăilenii erau pe cai mari atunci când au deschis scorul, dar uite că situația a degenerat pentru ei. Bun, la alte evenimente care pot fi comentate în sport în momentul de față, calculele lui Șumudică înaintea meciului cu ASEA, de exemplu din weekend, pentru că ne pregătim în acest weekend de etapa 8-a, antepenultima play-off-ului. Astra are un avantaj de 6 puncte în fața Stelei, mai are nevoie de 4 puncte, scrie Digi Sport, în ultimele 3 partide pentru a câștiga primul titlu de campioană din istoria clubului și a intrat și ea în rândul echipelor care, deși n-aveau tradiție, s-au impus în ultima perioadă la noi, vezi Unirea Urziceni sau Oțelul Galați, chiar CFR Cluj, care venea dintr-un neant absolut. Deci are nevoie de 4 puncte
în ultimele trei partide. Evident, pentru că dacă nu, la egalitate de puncte câștigă Steaua. Și Mudică spune că vrea măcar un punct în meciul cu ASEA. Meciul se joacă la Târgu Mureș, un adversar tradițional incomod pentru Astra, dar ar fi penibil ca Astra să se încline la Târgu Mureș, o echipă care nu mai joacă pentru nimic. Ce treabă mai are? Să o ajute iar pe Steaua? Evident că n-ar merita. Asta este o chestie, sigur, de orgoliu. Nu zic că trebuie să predea ASEA, da. Știți cum stau lucrurile în fotbal. Fotbalul nu e pe dreptate. Da, nu e pe cinste și pe onoare. În normal, ASEA ar trebui să se dea la o parte cum a făcut-o la Coruña cu Barcelona. Dar să-i lase pe ăștia să-i omoare în bătaie. Deci nu ăsta-i meciul de care ar trebui să se teamă Șumudică. Dar bineînțeles că oficial el trebuie să declare așa ceva. Mi-aș dori încă 3 puncte cu ASEA, dar nu va fi ușor. Avem un meci greu, noroc că n-am jucat la 3 zile. Pentru că a fost oarecare euforie după meciul cu FCSB. Și atunci era destul de greu să-i aduc cu picioarele pe pământ. Sper să luăm măcar un punct. La următorul joc jucăm acasă, să luăm 3 puncte, să fim matematic campioni. Așa e. El nu gândește prost, dar meciul care vine acasă e cu Dinamo. Fi frumos să câștigi titlul cu Dinamo. E adevărat, pe teren propriu. Dar mai și Dinamo ăștia. Trebuie să lupte. Chiar dacă avantajează și Steaua luptând, pentru că Dinamo nu e în măsură să facă pe nebuna. Trebuie să joace pentru ea. Dacă nu poate să mai ia titlul, măcar să se lupte la locul 2. Loc 2 care ar putea să fie accesibil dacă n-ar avea Steaua un program facil. Steaua are program ușor. Etapele 8 și 9, meciuri acasă cu Viitorul și cu Pandurii. Ultima etapă la ASEA. Steaua e ca și asigurată dacă ar avea nevoie să ia cele 6 puncte, le-ar lua. De ce? Pentru că nu mai joacă cu Dinamo, echipă pe care n-a bătut-o niciodată în 6 meciuri sezonul ăsta, și pentru că nu mai joacă cu Astra, care tocmai a administrat o bătaie bunicică cu 2-0. Bine, mă! Bravo, mă! În la urmă, n-a trudit degeaba Laura Zigmund, a luat și game-ul. Ăsta e 8-1 la game-uri pentru a noastră, pentru Zigmund în această partidă, 6-1-2-0 pentru nemțoaică în fața Simonei Halep la Stuttgart. Deci Astra are calendar mai greu decât Steaua, asta este clar. Joacă la ASEA, joacă acasă cu Dinamo, joacă la Pandurii. Un pic mai greu decât Steaua, pentru că în primul rând Steaua are 2 acasă și Astra doar 1. Și ăla acasă cu Dinamo, o echipă incomodă oricum. Nu poate Steaua să pretindă contrariu, pentru că n-a bătut-o niciodată în acest sezon. Cele 6 puncte ne obligă să mai luăm încă 4, zice Șumudică. Acestea ne-ar face matematic campion și există oarecare presiune. La mine mai mult, la ce văd eu la jucători în vestiare, sunt la fel de detașați ca la începutul sezonului. Asta e bine. Dacă ar fi așa, Astra merită titlul. Este evident, pentru că în ciuda unor avantaje și unor arbitraje, să spunem, favorabile în multe rânduri, e clar asta. Totuși echipa, să nu uităm, a traversat condiții dificile. Și nu vorbesc aici numai de faptul că a ajuns patronul la pușcărie, că asta e la ordinea zilei la noi și la Steaua a fost la fel. Dar oameni neplătiți, condiții mizere, gândiți-vă să te duci să joci la Giurgiu. Giurgiu n-a fost niciodată un loc propice pentru fotbal. Ăia n-au nicio treabă cu sportul, în orice caz n-au cu fotbalul. Așa, veneau la meci ca să-i înjure pe aia de la Astra. Țin minte că ne spunea pe vremuri Isăilă când era antrenor. Nu-i pasiona. Nici în cupele europene nu era o mare atmosferă. Deci o echipă care s-a izolat într-un loc unde fotbalul ia 5 roate de la căruță, fără suporteri, că cine dracu ține România cu Astra? Nimeni. Da? Ci o echipă hibrid, evident, dar condusă totuși de un antrenor priceput. Și Mudică e clar că orice s-ar spune de el și a mai susținut-o și în emisiune, merită să fie suspendat pentru că a încălcat regulamentul cu pariurile în mod evident, dar este un bun antrenor pentru Liga 1. Este un antrenor încă la modă, spre deosebire de alții care sunt expirați. Cazul lui Grigoraș, lui Puștai și așa mai departe. Nu mai fac oricum nimic. Degeaba-i plimb pe la toate echipele din campionat. Și Mudică nu. Și Mudică e bun în postura lui. Să vaită, sigur, nu e un tip plăcut întotdeauna în ceea ce declară, bă, dar așa a făcut treaba.
Dacă el ia campionatul cu Astra, e ok. Poate să stea după aia să se odihnească un an. Să meargă la New York, cum a făcut Guardiola când a plecat de la Barcelona înainte să o preia pe Bayern. S-a dus un an, s-a izolat la New York și mă zic că n-are bani de New York să stea un an. Dar poate să meargă la Pucioasa. Da? Să-și petreacă acolo un concediu prelungit. E a opta oară, dragi prieteni, că Real Madrid a marcat 100 de goluri în campionatul Spaniei. E a opta oară la rând, scrie DigiSport. E adevărat, Realul a ajuns la 101 goluri în această ediție de campionat, după ce a administrat 3 și lui Villarreal în acest weekend. Barça are 9-6. Real Madrid are cele mai multe goluri marcate în Liga, fiind depășită de Barcelona și Atletico în clasament asta. Da? A ajuns la 101 goluri. Ia să vedem ce spun ăștia aici. Este al 8-lea sezon consecutiv în care Realul marchează peste 100 de goluri. Seria excelentă a început în 2009-2010, când a marcat de 102 ori. În următoarele bifând 102, 121, 103, 104, 118, respectiv 101. Interesant că în tot acest timp Real a câștigat titlul o singură dată, José Mourinho pe bancă. Așa e. Dar nici pe vremea lui Zidane n-a câștigat decât o singură dată campionatul. Aici stau ei prost. Barça, liderul din primera, are 9-6, asta după ce a dat 8. Are șanse mari să calce pe urmele Real și să înscrie de mai mult de 100 de ori în acest sezon. Locul al doilea în Liga, Atletico, s-a remarcat într-o defensivă de excepție. Oamenii lui Simeone au marcat 58 de goluri în 34 de etape, având însă o defensivă colosală, doar 16 goluri. E adevărat. E adevărat, Atletico Madrid joacă ceea ce își propune antrenorul ei. Dar la Atletico, am mai spus asta, apărarea e într-adevăr un mit, o legendă. Deci este echipa care știe cel mai bine din Europa să joace defensiv. Chiar e o știință. La Mourinho era prostie. Mourinho de fapt nu știa să joace defensiv. El nu juca nimic. El era bun la discurs, la modul în care îi privea pe jucători, că mare lucru nu le spunea. Știa însă, evident, să întrețină atmosfera, până când devenea și el uzant, plictisitor, neplăcut, cum s-a întâmplat în acest sezon la Chelsea. Ce, să bat? 11 metri, mi se spune. 11 metri pentru Brăila. Da, minutul 90 plus. Suntem, îi văd pe călărășeni protestând, evident. E 11 metri pentru Dacia Unirea Brăila la călăraș. Cred că arbitrul e rapidist în condițiile astea, că altfel pentru ce dracu să-l dea? Ca să ia călărașului două puncte, văd mingea două porți peste. Deci ăsta e pronosticul meu. Va trage unul de la Brăila din toți rărunchii și va rupe o gradenă de la peluză. Deci va da două porți peste. Să vedem, cred că va băga în el toată forța de care e capabil ca să înscrie. A primit roșu în orice caz Dunărea Călăraș la această fază. Mi-închipui ce înjurături sunt, Dumnezeule, acolo. Deci cartonaj roșu pentru Dunărea Călăraș. Suntem în minutul 94. Penalti pentru Brăila. Vine de aici, de unde mă aflu, nu văd decât că televizorul e pornit. Deci nu-mi dau seama în rest ce se întâmplă, dar voi fi ținut la curent. Sigur văd acolo că e situație de penalti, stau ăia cu mâinile în șolduri, cum stătea Marius Lăcătuș pe vremuri, la marginea careului, da, să trag unii pe alții, sigur, să vociferează deocamdată. Îl văd pe portar, e unul alb care se apropie să execute, călărașul e în galben, albastru, Dacia Unirea Brăila în alb complet. Gata, n-a fluierat arbitru. E momentul de suspans maxim, bineînțeles, al meciului. Ia să vedem. Se învârte ceva. Parcă din imagine s-a apropiat de a transforma, mă. Da, a transformat. E 2-2.
într-adevăr, rapidiștii se pot bucura. Sunt două puncte pierdute de Dunărea Călăraș. Brăila nu face mare lucru cu punctul, dar sigur îi interesează, pentru că bătălia pentru locul 2 cel puțin e acolo. Rămâne la 3 puncte de Dunărea Călăraș, mai sunt încă 7 etape, categorică pentru ei contează acest punct. Deci în momentul de față clasamentul ar fi Dunărea Călăraș și Rapid 28 de puncte, Dacia Unirea Brăila 25. Celelalte echipe sunt deja ieșite din calcule, Bacău 22, adică la 6 puncte de Rapid, care are un meci mai puțin jucat, Clinceni 21, Farul 19. 2-2 meci dramatic în orice caz, s-a terminat, a suflat arbitru. Va ieși cu Duba. Tu nu mai ești, mă, viu de aici! I s-ar fi spus într-un alt context, sigur și într-o altă zonă. Simona Halep a fost la WC-ul. De asta s-a întrerupt partida cu Laura Zigmund. 2-0 pentru Săsoaică în setul 2, după ce aceasta a câștigat cu 6-1 primul set. Servește Halep, care deja a fost brecuită în acest al doilea set. Are 30-0 pe serviciul său. Fraților, cam asta ar fi pentru astăzi. Mâine este o zi de vineri care ne va apropia de acest weekend, evident tensionat, cu meciuri peste tot, cu tot felul de evenimente, cel puțin astea pe care le urmărim noi și în tenis, și cine știe cu ce alte surprize care pot să apară de oriunde. Văd aici o discuție pe prosport.ro despre Belu și Bitang, eternii noștri antrenori coordonatori ai lotului de gimnastică. Sunt ei depășiți? Asta pentru că au făcut o pregătire foarte slabă și n-au reușit să se adapteze. Acuză patriarhul gimnasticii mondiale, Nicolae Vieru, după ce România a ratat calificarea la Jocurile Olimpice. Da, or fi depășit, sigur, dar ce să le reproșezi? Faptul că nu s-au mai adaptat odată cu trecerea timpului, nu e ușor. Nu e vina lor. Dacă federația numea pe altcineva, dacă avem pe cineva cu metode mai moderne, asta e altă problemă, dar lor ce să le spui? Au câștigat tot ce se putea câștiga de-a lungul anilor, că și-au menținut metodele, dacă astea au fost câștigătoare, deci vina nu e la ei. Vina este că ei nu stau acolo cu forța, ei nu iau ostatici lotul național, Belu și Bitang. Sunt numiți. Dacă sunt numiți, sigur că ei fac după propriile metode. În general, în fotbal și în sport, este o caracteristică. Da? Așa stau lucrurile. Lumea nu se schimbă. Ai o metodă, pe aia o aplici toată viața. Nu știu neapărat de ce. Dar așa se întâmplă. E absolut firesc ca Belu și Bitang să aibă și ei legile lor, regulile lor, după care se ghidează în competiție. Simona Halep a câștigat pe serviciul său acest game. Este condusă doar cu 2-1, dar cu break în setul secund, după ce a pierdut 6-1 prima manșă. Ia să vedem dacă mai avem ceva în desfășurare. Da, Büyük Çakay a bătut-o pe Sorana Cârstea, 6-4, 6-2 la Stambul, pe zgură. Surpriză și la București, unde Haze l-a eliminat pe Bernard Tomic. L-a bătut cu 6-3 în decisiv, deci favoritul numărul 1 eliminat, favoritul numărul 2 bătut și el. Vă spuneam mai devreme, Ivo Karlovic a fost bătut de francezul Luca Pui. Olandezul Haze l-a învins așadar pe Bernard Tomic. Fernando Berdasco, posibil viitor câștigător, l-a bătut 6-3, 6-1 pe moldoveanul Albot. S-a terminat ziua la arenele BNR, nu mai sunt meciuri în program. Se mai joacă la Istanbul, mai sunt încă două meciuri și de asemenea încă trei partide de desfășurat la Stuttgart. Asta după terminarea meciului Simonei Halep cu Laura Zigmund. De la Barcelona, de exemplu, Fonini l-a bătut pe Troițchi, Nadal pe Montanies, la această oră Jaziri din Tunisia se pregătește să-l elimine pe Dita Mai Alexander Zverev, surpriză, 7-6, 5-4,
pentru tunisian. Acesta are 2000 de meci pe serviciul lui la 5-4. Francezul Chardy a fost bătut de Nishikori în primul set 6-3, iar Benoît Paire se pregătește să conducă cu 5-1 în primul set cu uruguaianul Cuevas, deși turneul e pe zgură. Jaziri l-a încheiat pe Zverev în acest moment, 7-6, 6-4, o oarecare surpriză. Gata, ne reauzim mâine, rămâneți cu bine!